seara, dragi telespectatori, și bine v-am regăsit la ora de știri. Dacă ar fi să facem o analiză asupra ceea ce se întâmplă în acest moment în România, constatăm că ne confruntăm cu trei probleme destul de serioase și acestea ar fi pandemia, calamitățile naturale și criza economică. Pe de altă parte, dacă ne uităm către cei de la guvern, aceștia ne spun că avem un plan național de reziliență și redresare care va pune România pe picioare, o viitoare creștere economică semnificativă și pe viitor locuri de muncă noi și mai bine plătite. Despre toate aceste lucruri, dar și alte subiecte importante, discutăm în această seară împreună cu invitata mea, doamna Aurora Gherghina, fost subprefect, reprezentant PSD. Bună seara! Bună seara și bine v-am găsit! Și noi vă spunem bine ați venit pe la noi! Doamna Gherghina, pentru început știu că vorbeam cu dumneavoastră înainte de a intra în emisiune despre un eveniment important care s-a desfășurat astăzi și anume Ziua Patriarhului nostru și vă las pe dumneavoastră să spuneți câteva lucruri despre acest eveniment. Așa este. Astăzi preafericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împlinește frumoasa vârstă de 70 de ani, prilej cu care îndrăznim și noi să-i transmitem cele mai bune gânduri de aici, de la Vâlcea, multă sănătate și multe realizări, bucurii duhovnicești și să ne păstorească înspre binele nostru și al omenirii. Cu acest prilej, președintele statului i-a acordat cea mai înaltă distinție a statului român, Steaua României cu grad de colan, distinție care nu mai este primită decât de alte trei persoane până în prezent, ca recunoaștere a activității deosebite pe care preafericitul părinte Daniel a avut-o atât în activitatea misionară, cât și în activitatea și în relația pe care a avut-o cu statul român. Încă o dată, la mulți ani binecuvântați și toate cele bune să-i transmitem și noi de aici, de la Vâlcea. La mulți ani îi spunem și noi din partea postului nostru de televiziune. Acum mergem către subiectul emisiunii și aș vrea să începem cu aceste calamități naturale care au dus anumite zone ale României sub ape. Și aș vrea să vă întreb și pe dumneavoastră care credeți că ar fi motivul sau motivele pentru care avem parte de aceste intemperii, care pare că se intensifică de la un an la altul. Da, din păcate calamitățile naturale nu ne ocolesc indiferent de anotimp, indiferent de sezon. Asta în condițiile în care, din păcate, am ajuns dintr-o țară cu 4 anotimpuri să avem numai 2. Motivele se găsesc atât pe plan internațional, încălzire globală, emisii de gaze și așa mai departe, cât și pe plan național, pe planul nostru local. Aici m-aș referi în primul și în primul rând la defrișările care s-au făcut pe suprafețe întinse de teren, de pădure din România, defrișări făcute anapoda, fără consultarea specialiștilor din domeniul silviculturii. Din păcate, aceste defrișări s-au făcut nu numai pe terenurile și pe pădurile care aparțin Regiei Naționale a Pădurilor, ci și pe terenuri private ale obștilor și ale persoanelor fizice. La ora actuală, pădurea este chiar împărțită între, nici nu știu dacă mai este jumătate în administrarea statului, cealaltă jumătate este în administrare privată. Și aceste defrișări au dus ca în multe localități să avem fenomene meteorologice greu de anticipat și greu de stăpânit. Ceea ce mă surprinde în schimb pe mine în legătură cu aceste fenomene este faptul că autoritățile guvernamentale ar fi trebuit să fie acolo, iar televiziunile, să-mi scuzați că sunteți gazdă și nu, dar trebuie să-mi spun părerea, autoritățile și televiziunile ar fi trebuit să transmită non-stop ceea ce se întâmplă acolo, ar trebui luate măsuri pentru ajutorarea celor sinistrați,
ar trebui arătată mai multă empatie atât din partea autorităților cât și din partea cetățenilor. Eu sunt convinsă că dacă ar fi un pic mobilizați mulți cetățeni s-ar apropia dedica acestui lucru, așa nume ajutorării sinistraților, pentru că am văzut și în alte împrejurări de acest gen. Și chiar mă miră, vă spun sincer, chiar mă miră că nimeni nu comentează și nimănui nu-i se pare ciudat că acel fenomen nu este mai îndeaproape urmărit și, rezolvat decât alte lucruri care sunt... din punctul meu de vedere, trecute la și altele, la diverse. Nu știu dacă este cazul să fac o glumă, dar dacă o luăm așa, logic, parlamentarii sunt în vacanță, românii sunt plecați la mare, deci nu știu cine ar putea să se ocupe și de această problemă. Da, vedeți că administrarea unei țări este în mâinile guvernanților și a celor care se ocupă de acest lucru. Dar nu aș vrea să fiu nedreaptă și să nu recunosc faptul că am văzut acolo reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență, care ca de fiecare dată sunt alături de sinistrați și eu ca de fiecare dată vreau să-mi exprim mulțumirea și recunoștința față de activitatea acestor salariați ai Ministerului de Interne. Pe ei i-am văzut acolo, într-adevăr, sunt la datorie. Ce-i drept, este un confort extraordinar când știi că la această armă, ca să zic așa, ai întotdeauna oameni bine pregătiți, oameni cu experiență și oameni dedicați. Legat de defișele de care spuneați dumneavoastră, probabil că ar trebui să lucrăm și pe partea de prevenire, ca să facem cumva să prevenim aceste calamități, să le reducem intensitatea în timp și probabil că ar trebui să lucrăm pe partea de legi, să estompăm cumva tăierile acestei ilegale de păduri, care în România știm cum sunt. Din acest punct de vedere și având în vedere că am înțeles că ar fi în lucru, pe surse, ar fi în lucru o ordonanță de urgență, Partidul Social Democrat va iniția la începutul sesiunii parlamentare o lege prin care să fie interzisă exploatarea lemnului sănătos, atenție, sănătos, din păduri, pe timp de 10 ani. Lucru care cred că ar fi binevenit. Și sunt convinsă că din acest punct de vedere și pe această temă, cu siguranță dacă veți consulta specialiștii de la Direcția Silvică, vă vor da foarte multe amănunte despre modul cum poate fi realizate, cum poate fi realizat acest lucru, astfel încât să avem și o întreținere a pădurilor, să nu avem probleme cu tot felul de boli și alte lucruri nedorite. Și folosirea pădurii pentru lemn de foc, să nu uităm că totuși o parte din populația țării se încălzește iarna cu lemne de foc, dar în același timp să evităm ceea ce șmecherii din România fac și anume încarcă vagoanele cu lemn sănătos pe care pentru niște bănuți îi iau din păduri. Ne măcelărim țara pentru niște și bani. Dacă îmi permiteți, pentru că toți suntem la capitolul păduri, am văzut astăzi, pentru că nu numai cetățenii sunt afectați de aceste defrișări, ci și animalele pădurii și știu că în ultima vreme au tot fost discuții pro și contra urșilor. Ce pot să vă spun din experiența pe care o am, că este o problemă. Populația de urși, având în vedere că au fost protejați în ultimii ani și n-au putut fi vânați decât în cazuri cu totul excepționale, populația de urși este mult mai mare decât poate să o ducă toată suprafața împădurită a României.
Și din acest punct de vedere vreau să vă spun că astăzi am văzut, a fost dată prima hotărâre judecătorească prin care statul român trebuie să plătească despăgubiri de 15.000 de euro primei persoane care a fost, mă rog, care a dat statul în judecată, dar nu că ar fi prima care a fost mușcată de un urs, care, mă rog, mușcată, accidentată de un urs. Până la urmă, ce soluții credeți că se vor găsi pentru rezolvarea acestei, dacă putem să-i spunem, invazii de urși? Pentru că tot vedem cazuri. Au început să ia amploare astfel de cazuri și sunt un pericol, într-adevăr, pentru cetățeni. Da, așa este. Sunt zone, cum sunt județele Covasna, Harghita, Brașov, Prahova și să știți că și noi la Vâlcea am avut probleme. Sibiu, unde populația de urși este destul de mare. Și cred că în cooperare cu autoritățile locale se poate rezolva această problemă, pentru că altfel procedura de extragere sau de relocare a urșilor este destul de greoaie, să știți, și necesită și cheltuieli foarte mari, resurse și umane și materiale și la un moment dat pur și simplu nu mai ai unde să-i relochezi. Țin minte că am fost la o întâlnire la Ministerul Mediului acum câțiva ani și reprezentanții Ministerului Mediului chiar ne prezentau răspunsurile de la câteva ministere ale mediului din țări ca Franța sau Germania, unde ei intenționau să relocheze o parte din populația de urși și răspunsul din țările respective a fost că nu îi pot prelua pentru că sănătatea cetățenilor este mai importantă decât... Și cred că e cazul și noi să adoptăm cumva acest slogan, să-i zic așa, dar în sensul bun, nu în sensul rău. Sigur. Mergem acum către un alt subiect important și anume recalcularea pensiilor. Având în vedere că am ajuns la o datorie externă a României de aproximativ 50% din PIB și domnul Marcel Ciolacu spunea că există o lege în care când ajungem la acest prag nu vom mai putea mări pensiile și salariile, ba din contră, peste 50% va trebui chiar să trecem la un regim de austeritate și să le micim. Și aș vrea să vă întreb și pe dumneavoastră dacă ceea ce spune ministrul Muncii, adică această recalculare, se va realiza până la urmă. Da, din ce am văzut în spațiu public, ministrul Muncii vorbește despre o reevaluare a dosarelor de pensie. Am văzut acum că au apărut și situații în care după reevaluare sunt persoane care și-au pierdut pensia. Nu am văzut cazul concret ca să-mi dau seama de ce, pentru că dacă și-au pierdut-o datorită unor, ce știu eu, adeverințe false sau informații de acest sau a unor greșeli, sigur că trebuie să aduse acolo unde trebuie. Dar dacă altele sunt motivele, eu știu, poate reinterpretarea unor articole de lege sau, eu știu, a unor prevederi care la un moment dat au fost valabile, nu cred că este în regulă. Ca să nu mai vorbesc că la orice recalculare sau reevaluare, depinde cum o numim, în primul rând am văzut un proiect de lege ca să se spune cum se face reevaluarea și în ce constă. În al doilea rând, atunci când vorbim despre o reevaluare sau o recalculare a pensiilor, cu siguranță, chiar dacă nivelul pensiei recalculate sau reevaluate este mai mic decât cel pe care l-ai în plată, nu au voie să-ți cadă pensia, trebuie să ți-o lase până când celelalte principii care stau la bază și bine măririle de pensii, până când îți intri și tu în rând cu ceilalți. Noi am mai avut o recalculare a pensiilor făcută undeva după anul 2005, când exact acesta a fost principiul, adică dacă atunci când s-au făcut recalcularea pensiilor după principiul contributivității pe întreaga perioadă a vieții. Sigur că au fost cazuri când punctajul a fost mai mic decât punctajul inițial, dar cu fiecare mărire pensia a fost lăsată în plată așa, până când la nivelul de până când cu mărirea punctului de pensie s-a ajuns la punctajul pe care l-avea și pensia care era. Momentan nu avem măriri de pensii și salarii, dar avem măriri de prețuri și avem un sondaj Avangard care spune că 63% din români susțin că trăiesc mai greu decât anul trecut. Și aș vrea să vă întreb și pe dumneavoastră cum vedeți în acest moment viața românilor.
având în vedere prețurile care au explodat. Acum cum să vă spun, dacă citesc blogul și Facebook-ul domnului prim-ministru, cu siguranță o să constat că românii trăiesc foarte bine, deoarece creșterea de salariu mediu este cu mult mai mare decât rata inflației și pe cale de consecință românii trăiesc foarte bine. Dacă o să mă uit cum trăim toți, cu siguranță altul este rezultatul, și pentru că e așa, a apărut o glumă care cred că se potrivește cu subiectul pe care îl dezbatem. Știți că, mă rog, un elicopter a aterizat undeva în Piața Victoriei sau, mă rog, da, nu știu, în București. Și zicea, oare de ce o fi aterizat? Zice, păi, pentru că s-a lovit de nivelul înalt de trai al românilor din România. Cam asta, cam despre asta e vorba. Sigur că nu poate fi așa atâta vreme cât elementele de bază, gazul, curentul, avem liberalizarea gazului, liberalizarea curentului, toate au crescut, n-au cum să scadă. Materialele de construcție au crescut cu peste 40%, lemnul, cimentul, și vă dați seama ce o să urmeze după această liberalizare și după creșterea gazul și electricitatea și benzina intră în toate aceste produse și sigur vor avea loc scumpiri în lanț. Care credeți dumneavoastră că este în acest moment cea mai importantă problemă cu care se confruntă România și pe care guvernul a trebuit să o ia în vizor? Și în ce domeniu? Educație, sănătate? Nu cred că este o singură problemă. Cred că guvernul, dacă ar fi format dintr-o singură problemă, dintr-o singură persoană, cu siguranță ne-am orientat spre o singură problemă. Dar având în vedere că guvernul este format din mai multe persoane, mult mai multe persoane, cred că sunt mai multe problemele de care trebuie să se ocupe. În primul rând, trebuie să se ocupe de nivelul de trai al populației. În al doilea rând, văd că tot fac tot felul de supoziții și în ceea ce privește învățământul. Deci discut cu cadre didactice și sunt zăpăcite de cap când văd la anul facem, schimbăm bacul, dăm toată lumea la fel. Ba nu dăm toată lumea la fel. Dăm la fel, dar dăm subiecte diferite. Avem același nivel de bac, dar dăm nu știu cum. Adică toate modificările astea nu sunt de bun augur pentru învățământul românesc. Ca să nu mai vorbesc de sănătate, unde cu siguranță, având în vedere oricum starea de sănătate a cetățenilor României era precară și era destul de grea, acum este și mai grea, având în vedere și această pandemie și tot ceea ce se întâmplă. Apropo, mai avem timp sau da, lăsăm? Sigur, mai avem 2 minute până la pauză. Da, apropo de acest lucru, chiar am văzut președintele Asociației Bolnavilor Cronici intenționează să o dea în judecată pe ministra sănătății pentru lipsa unor medicamente pentru bolnavii cronici. Dânsul chiar spunea că în noiembrie-decembrie 2020 au fost cu peste 10.000 de morți, mai mult decât în perioada din 2019, în perioada similară din 2019. Ori după un an de pandemie în care foarte multe unități sanitare au fost transformate în spații COVID, dacă o să urmeze și bolnavii cronici pur și simplu au fost neglijați, dacă o să urmeze iarăși un an în care bolnavii cronici o să fie neglijați, cu siguranță dintre ei, marea majoritate o să ajungă în stații de urgență și o să moară, că nu au altă. Chiar acum o oră a apărut o știre, o declarație a domnului Florin Câțu, care spunea că nu se vor mai da bani pentru cercetare, educație și sănătate fără performanță. Dar dacă stăm să ne gândim ca să facem și să avem rezultate bune și performanță, cred că avem nevoie și de finanțare, nu? Dar despre toate acestea vom vorbi după o scurtă pauză de publicitate. Aqua Carpatica
nu este singura apă extraordinară din România. Avem 60% din izvoarele Europei. Izvoare cu apă folosită terapeutic de acum 1600 de ani. Exportam apă la Constantinopol acum 800 de ani. Ape extrase de la sute de metri adâncime. Ape ce izvorăsc din păduri virgine sau ape premiate internațional. Avem și cea mai pură apă minerală din lume, iar apele din România continuă să se întreacă între ele. Încearcă noul izvor Aqua Carpatica, la fel de pur și cu gust unic datorat concentrației speciale de săruri. Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesioniști. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu experiență de peste 7 ani. Denisa și Marius Logistic vă oferă servicii de logistică, depozitare, transport mărfuri generale și agabaritice. Denisa și Marius Logistic. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada 23 august, numărul 77C. Relații la telefon 0764 647 249. Cabinet veterinar Vulchivet Târgu Jiu oferă servicii medicale și teste rapide plus tratament laborios împotriva unor boli și virus la toate speciile de animale. Dresaj canin, hrană pentru animale și diete veterinare, ecografie 3D și 4D, intervenții chirurgicale. Cabinet Vulchivet Târgu Jiu, strada Lungilor numărul 84, Dr. Milcu Bogdan, telefon 0764 052 073.
Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu, universitate de stat acreditată instituțional, organizează concurs de admitere studii universitare de licență și masterat admitere 2021-2022 la următoarele facultăți: Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, Facultatea de Științe Economice, Facultatea de Inginerie, Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale, precum și înscrieri la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic. Perioada de înscriere 8-23 iulie 2021 la sediul Universității din Târgu Jiu, Strada Republicii, numărul 1, cât și online pe site-ul www.utgiu.ro. Universitatea Constantin Brâncuș. Învățăm împreună, pregătim cariere împreună. Am revenit, dragi telespectatori, și discutăm în continuare împreună cu invitata mea din această seară, doamna Aurora Gherghina, reprezentant PSD. Doamna Aurora Gherghina, vă adresasem o întrebare înainte de pauza de publicitate, aceea că chiar astăzi domnul Câțu a declarat că nu se vor mai da bani pentru cercetare, educație și sănătate fără rezultate deosebite, fără performanță. Aș vrea să vă întreb cum vedeți acest lucru. În general, când faci o afirmație, atunci când nu trebuie să demonstrezi nimic, este foarte bine, este foarte frumos. Ideea este excelentă. Dar nu dânsul în calitate de prim-ministru trebuia să vină și să pună pe hârtie și să spună așa: indicatorii de performanță pentru învățământ sunt ăștia, pentru cercetare sunt ăștia, pentru sănătate sunt ăștia. Altfel, cum putem să facem noi o evaluare? Când facem? În general, evenimentele sociale și tot ce ține de om și de societate sunt elemente care se văd în timp. Măsura pe care a luat-o Ceaușescu în 68, când a interzis avorturile, s-a văzut peste câțiva ani. Măsura pe care au luat-o încă din 97-98, când au văzut că, din punct de vedere demografic, populația țării este într-o continuă scădere și ei previzionau atunci că undeva în 2010-2015 populația României va ajunge la 14-15 milioane de cetățeni, iarăși s-au văzut în timp. Deci, orice măsură iei în plan social nu se vede de pe un an pe altul. Este foarte puțin, probabil. Sunt puține lucruri țintite care să se vadă de la un an la altul. De aceea, mie mi se pare că asta este o declarație de campanie. Nu este o declarație a unui om din administrație. Eu am lucrat foarte mult timp în administrație și, de regulă, când spun ceva, îmi place să argumentez și să vin cu articolul de lege care prevede, care spune asta. Eu știu cu un raport al Curții de Conturi, dacă mă refer la, nu știu, o cheltuială aiurea din banul public, cu un raport al Institutului Național de Statistică, dacă mă refer la, eu știu, creșterea nivelului de trai sau mai știu eu ce indicatori statistici. Deci, din punct de vedere al primului ministru, mă așteptam ca dânsul să vină și să și exemplifice care ar fi elementele care l-ar determina să crească banii alocați acestor ministere. Pentru că, de regulă, în toți anii aceștia nu au fost alocați bani suficienți. Deci toate aceste ministere au fost subfinanțate. Și mi-aduc aminte că la Ministerul Educației 6% nu s-a prins niciodată. Mi-aduc aminte că a fost și un ministru al Educației care și-a dat demisia pentru lipsa acelui 6%. Este vorba de domnul Mircea Miclea, care de altfel este un profesor deosebit, un specialist deosebit și care, mă rog, eu urmărindu-l un pic și urmărindu-i postările, am constatat că este total nemulțumit de direcția în care o ia acum învățământul românesc. Deci, bună exprimarea, nu pot să spun că nu, așa ar fi firesc și așa este firesc să vedem rezultate, dar dânsul în calitate de prim-ministru trebuia să vină și să spună în mod clar despre ce este vorba. Dacă o spunea în calitate de președinte de partid,
Sigur, putea să o spună, pentru că e o declarație politică și ăsta este punctul dânsului de vedere pe care, mă rog, îl respectăm. Dar poate, dacă tot a făcut această exprimare, poate nu ar fi rău dacă ne-ar explica și cum ajung documente cu antetul Guvernului României și cu instrucțiuni de urmat pentru primarii PNL sau pentru aleșii PNL. Ar fi foarte interesant să vedem cum s-a întâmplat și cum asemenea documente circulă dintr-o parte în alta. Și iarăși e o curiozitate pentru noi că președintele nu s-a implicat până acum, a fost foarte ocupat sau pentru că cu siguranță dacă ar fi plecat cu antetul, nu știu, PSD sau altă formațiune politică, cu siguranță toată lumea s-ar fi inflamat și ar fi spus că e un soi de latură penală, ci dacă e să constatăm cu alte lucruri care s-au întâmplat în oglindă. Îi dăm ca temă domnului Florin Câțu, dacă are timp și se uită acum la noi acest lucru și așteptăm postarea Mediu Online, unde este foarte activ și a zis și dumneavoastră ce lucruri interesante postează zi de zi. Da, da. Asta cu nivelul de trai oricum le întrece pe toate. Puterea de cumpărare, da. Dar s-ar putea să fie, pentru că dacă această putere de cumpărare dânsul a pus-o făcând, eu știu, un sondaj numai între oamenii din jurul dânsului, cu siguranță așa este. Pentru că sunt puși în funcții cu salarii bune și cu siguranță le-au crescut și salariile și le crește și nivelul de trai. Dar dacă ne referim la întreaga populație a României, cu siguranță nu asta este adevărul și nu numai din cifre, dar probabil orice sondaj l-am face, am constatat că nivelul de trai a scăzut. Și este logic să fie așa, pentru că vedem toate scumpirile acestea în contextul în care salariile nu le-am crescut, nu au crescut, pensiile nu au crescut, deci de unde să crească puterea de cumpărare? Din ce? Sigur, cu mențiunea că a fost pandemie, nu, dar chiar să zici că a crescut nivelul de trai, sunt multe obiective pe care actuala guvernare nu le-a materializat și a venit domnul Barna cu o explicație și ne-a spus că există probleme în PNL. Ați văzut că există tot felul de conflicte. Dumneavoastră, cum vedeți aceste conflicte din cadrul PNL-ului? Cum să vă spun? Ca reprezentant al unui partid de opoziție, nu poți să faci altceva decât să stai și să admiri. Dar cum niciodată nu mi-a plăcut să merg pe greșeala adversarului, nu mi se pare în niciun fel constructiv pentru cetățenii acestei țări, ca cei care sunt acum la guvernare, în loc să se ocupe de problemele cetățenilor, să stea și să-și tragă la picioare pentru post de conducere în partid. Mi-aduc aminte în anii trecuți, când erau inundații și așa mai departe, făceau haz de necaz, așa, făceau haz că, mă rog, un prim-ministru de la acea vreme era într-o barcă cu, nu știu, președintele Camerei Deputaților de la acea vreme și cu încă ministrul mediului și că erau în jurul bărcii respective oameni care îi duceau și, da, așa este, ceilalți îi duceau și ei erau în barcă, dar erau acolo unde erau inundații. Nu erau în săl de conferință din nu știu ce alte județe și nu erau nici în vacanță și nu erau nici în campanie electorală. Erau acolo. Poate neinspirat, poate un pic mai teatral, așa, dar erau acolo. Simpla prezență arată un interes. Da, eu vreau să vă spun că am terminat un master în administrație în 2004 la Institutul Național de Administrație și am avut lector, am fost primul master
făcut cu ajutorul Uniunii Europene și, mă rog, am fost primii cu master în așa ceva. Și am avut, a fost pe un proiect european și președinte era chiar ambasadorul Franței în România, conducea acest master, iar printre cei care ne predau erau reprezentați din diverse țări. Și pe administrație publică locală, țin minte că am avut un american. Vreau să vă spun că eu la ora respectivă nu lucram în administrația publică locală, nu prea aveam legătură cu ea, eram în administrația publică centrală, dar am reținut un lucru pe care americanul respectiv ni-l spunea. Zice, fraților, dacă un cetățean te sună și spune că lui i-a plouat în casă și are apă acolo și îți pui cizmele de cauciuc și te duci lângă el, chiar dacă nu tu îți scoți apa din casă, dar cetățeanul trebuie să vadă că tu ești lângă el și că suferi odată cu el. Adică e vorba de empatie și de respect. Și să știți că am reținut acest lucru și așa cred că aș taxa, indiferent cine ar fi, dacă nu faci așa, când sunt situații de acest gen. Pentru că de asta a scăzut atât de mult încrederea în politicieni, atât de mult a scăzut încrederea în orice și, din păcate, ne dispare speranța și parcă n-aș vrea să dispară. Mergem către un alt subiect important și anume pandemia. Discutăm puțin acum și despre pandemie. Avem un nou sondaj care ne spune că numărul celor care nu doresc să se vaccineze este în continuă creștere. Avem până acum un procent de 50% de persoane care ba nu doresc deloc să se vaccineze, ba sunt indecise. De unde credeți dumneavoastră că vine această reticență a oamenilor? Păi, cred că vine în primul rând din bâlbâiala de la nivelul central, de la nivel guvernamental. Din faptul că nu sunt prezentate în permanență date din care să te inspiri și să poți în mod voluntar să iei o decizie. Nu, din acest lucru cred că vine această neîncredere a cetățenilor în vaccin și în ce vor să facă în continuare. Din faptul că dacă am avut alegeri, nu știu, în cât septembrie n-au fost probleme, dar în 15 septembrie, dacă s-a început școala, au apărut cazurile din cauza începerii școlii. Adică sunt lucruri care logic nu ies. Și spre bucuria mea, eu zic, totuși sunt oameni care mai judecă, mai pun lucrurile cap la cap, mai bănuiesc că nimeni nu zice eu nu mă vaccinez, că nu vreau, că nu sunt, nu știu. Nu, dar vedeți că nu vin niște date corecte. Au apărut tot de la guvernanți, că doar ceilalți n-aveau de unde să știe informații cum că au mințit raportările. Nu, ne-am trezit acum o lună sau două când aveam raportări de 60 de cazuri de COVID din care 55 de anul trecut. Păi poftim? Ce să crezi? Ni s-a spus că sunt două platforme unde se raportează cazurile, a fost ceva probleme cu platformele, s-a pus o încurcătură digitală. Asta a fost explicația. Da, nu știu. Digital, nedigital, păi și cum poți să iei? Că până la urmă medicina în materie de genul ăsta se bazează foarte mult pe date statistice. Păi dacă tu nu ai date statistice corecte, eu cum pot să fiu încrezătoare în ce decizie iei? Și iarăși, probabil, scepticismul vine de la tot felul de idei. Bacă vaccinarea, imunizarea ține 3 luni, 6 luni, un an de zile, sigur, ține pe viață. Sigur. Faptul că încearcă să ni se spună altceva decât e. Eu cred că o prezentare corectă a tuturor acestor informații era mult mai bună. Și faptul ăsta, vedeți, dacă o persoană de la țară lua o găleată în timpul unei campanii electorale, fie ea roșie, fie ea galbenă, fie albastră sau orice culoare, ca să dea mâncare la animale, de exemplu, era rău. Dar faptul că îți dau niște mici sau nu știu ce ca să te vaccinezi, o fi bine? Asta nu știu. Nu pot să răspund la această întrebare a dumneavoastră. Nu știu, eu zic așa, ca idee. Nu știu dacă
în sfârșit, nu, adică la persoane, eu n-aș fi luat nici găleata, ce-i drept, dar cum pot să compar persoana cu găleata cu persoana cu micii? Vorbim despre un alt lucru legat de pandemie, ni s-a spus că de la 1 august vom avea o nouă relaxare a restricțiilor, dar domnul Klaus Iohannis a ieșit și a spus public că valul 4 va veni mai repede decât ni s-a spus nouă, nu prin septembrie, ci prin august. Deci vom avea și o relaxare, dar vom avea și un val 4. Până la urmă ne relaxăm sau intrăm într-un nou val. Dumneavoastră, cum vedeți lucrurile? Ca să fiu sinceră, nu știu, eu aștept să treacă alegerile din PNL și după aceea cred că se vor calma toate lucrurile și vom merge așa cum trebuie. Nu știu ce să cred. Dacă ar fi să apreciați activitatea guvernului în timpul perioadei pandemice, lucrurile pe care le-au făcut în sprijinul românilor, în sprijinul afacerilor, în domeniul sănătății, care ar fi concluzia dumneavoastră? Care sunt lucrurile remarcabile pe care le-ați putea spune? Să le luăm și pe cele bune, dacă le găsim. Da, au încercat foarte mult să se ia după cei de dincolo. Și ce făceau ei? Imediat luau măsurile și în țară. Dar nu știu dacă neapărat România trebuia să facă exact ce se face pe dincolo, mai ales că nici dincolo, ca să zic așa, măsurile nu au fost chiar uniforme. Deci ca atare, cred că trebuiau să fie mult mai atenți la situația de la noi din țară și să aplice exact măsuri care ni s-ar potrivi nouă ca români. Noi din afară luăm cam ce vrem, că dacă ați văzut, noi salariul minim nu-l avem la nivelul celorlalte țări europene, însă avem prețurile, de exemplu, la combustibil chiar mai mari decât cele de la nivelul țărilor. Sigur, nu e așa, că de asta am spus, că am tot amânat liberalizarea prețului energiei, dar că acum suntem forțați, că în Uniune, de acord, dar când a fost să se voteze un salariu minim pe Uniunea Europeană, noi nu prea am fost de acord cu asta. Deci asta nu ne-a convenit, deși era în avantajul nostru. Ne-a spus chiar și președintele, dar și domnul Câțu, că este într-un fel de parteneriat cu sectorul privat și că se vor crea locuri noi de muncă cu salarii mult mai mari. Când credeți dumneavoastră că vom vedea aceste lucruri bune, să spunem, în România? Da, când va veni PSD-ul la conducere, asta atunci veți mai vedea creșteri de salarii, pensii și alocații. Până atunci, cred că va trebui să mai înghițim un pic. Conform istoricului, nu vă putem contrazice, pentru că de-aia asta arată realitatea. De-aia am și spus că întotdeauna salariile, pensiile și alocațiile au crescut pe vremea PSD-ului. Sigur, cu mențiunea că chiar pe vremea PSD-ului o inițiativă de creștere a alocațiilor a aparținut chiar PNL-ului. Dar PSD-ul a aprobat-o, a considerat că e bună și a aprobat. Dar să știți că PNL-ul a dorit și acum să mărească alocațiile, numai că ne-au spus că nu există fonduri suficiente. A, da, păi știți cum este. Și întotdeauna unui copil nu vrei să iei de toate, numai că niciodată n-ai fonduri suficiente dacă tu te organizezi altfel. Adică trebuie să ai o anumită prioritizare, nu? Ca și în familie, nu? În coșul zilnic. Dacă vrei să faci ceva, le pui pe alea pe primele locuri. Dacă nu, sigur că nu-ți ajung banii, că nu ești sac fără fund sau nu ești Warren Buffett, să ai bani la dispoziție infiniți. Sau când nu putem rezolva ceva, găsim vinovați. Sigur că da. Nu e așa, nu avem bani. Pentru pensii nu avem, pentru alelalte nu avem, dar pentru diverse alte posturi înființate noi și așa, se mai găsesc. Tot legat de pandemie, aș vrea să mai discutăm un lucru. Știm că IMM-urile, afacerile acestea mai mici au avut destul de suferit, de mult de suferit în perioada aceasta de pandemie. Dacă vine un nou val, dacă din nou va fi carantină, vor fi restricții, vor fi activitățile nu se vor mai putea desfășura în foarte multe domenii, cum am văzut domeniul Horeca. Și dacă primesc același tratament din partea guvernului ca și în carantina anterioară, credeți că vor mai putea rezista aceste afaceri? Nu, se vor închide. Se vor închide și după un timp de ceva trebuie să se întâmple, pentru că și oamenii trebuie să aibă un
trebuie să aibă un suport, trebuie să le vină de undeva ceva, pentru că altfel o să crească infracționalitatea, mica infracționalitate, sigur unii nu vor fi atinși de ea, dar marea majoritate a populației va fi, nu? Cum s-a văzut, crește infracționalitatea, îi fură omului găina din curte, porcul când e aproape de tăiat și așa mai departe, nu o să mai se găsească, pentru că nu o să mai aibă cine să-i caute nici pe infractori, pe ăștia care fac aceste evenimente neplăcute și până la urmă va trebui să o luăm din loc și să începem, știți, ca la maioneză, se taie maioneza, se ia așa și după aia începi iar bob cu bob până o faci din nou. Avem însă un coloc de salvare, avem Planul Național de Reziliență și Redresare, un plan primit așa sau spus de către guvern cu surle și trâmbițe, vorbeam de 80 de miliarde, am ajuns la 30 și am ajuns la discuții care se întind până în septembrie, până în octombrie. Până la urmă, credeți că vom obține și noi vreo tranșă anul acesta? Știți cum era aia? Cei patru evangheliști erau trei, Luca și Matei. Da. Cam așa și noi cu PNRR-ul ăsta. Probabil anul ăsta nu vom mai primi nimic, că iar nu putem să fim în primul val, că nouă, în general, nu ne place să fim în primul val. Da, spunea domnul Claus Iohannis că nu trebuie să luăm banii foarte repede, nu avem nevoie să îi ținem acum. Normal că nu avem nevoie, nu? Eu v-am zis, fiecare depinde unde se uită. Dumneavoastră vă întâlniți cu oameni diverși pe stradă și vedeți că nu am... Dânsii nu se întâlnesc cu genul ăsta de oameni, dânsii se întâlnesc cu alți oameni care au alte nevoi și alte... Și atunci, sigur că vedem lumea în mod diferit, pentru că ne uităm în locuri diferite. Așa se întâmplă că nu cunoști realitatea exactă din teren. Se pare că asistăm la o tendință în care se vorbește despre educație, despre sănătate, fără a se ști concret problemele din domeniile respective, pentru că nu există oameni care să meargă concret la fața locului și să vadă exact ceea ce se întâmplă. Păi da, normal că nu. Păi, dacă noi nu știm câți au murit de COVID și din alte, că avem două platforme, cum credeți că știm... Nu știu, care e situația din educație sau care e situația din sănătate, cum să mai știm? Dacă noi nu știm să numărăm niște morți, sunt partea de statistică medicală, după la spitale, după la asta, sunt de când lumea, că ei urmăresc tot felul de lucruri ca să-și dea seama de anumite tendințe, de anumite, da, probabil i-au zăpăcit cu... Uite-o așa, uite-o așa și n-au mai știut, n-au mai... Plus că probabil la nivelul ăsta de sus, dacă or fi fost niște oameni care n-au lucrat în viața lor în așa ceva și că am mai văzut cazuri, nu spun... Nu, dacă aduce pe cineva care nu știu unde a lucrat ca barman și după aia îl pune șef la nu știu ce... Omul nepotrivit la locul nepotrivit. N-are de unde să știe bietul om, adică chiar n-avem și noi puțină înțelegere, să mai așteptăm un pic să învețe despre ce-i vorba, că după aia o să știe. Probabil că nu știm când vom reuși să depistăm exact numărul acesta de morți, că vedeți că deja varianta Delta a venit în România, există decese, se amestecă acum și decesele din Delta cu decesele din COVID și... Noroc că alfabetul grecesc are multe litere. Și cu siguranță vom avea și cu siguranță peste vreo 10 ani vom putea să privim o situație clară a deceselor pe fiecare tip de literă. Probabil vom face ca recalcularea pensiilor. Ne vom întinde pe o perioadă foarte lungă, vom avea nevoie de specialiști, probabil că se vor angaja și acum se vor angaja și pentru recalcularea pensiilor. Dar știți ce este interesant? Că facem recalculare fără să știm ce recalculăm. Adică în 2005 spuneau așa, facem recalcularea pensiilor pentru că introducem principiul contributivității pe toată perioada de cotizare. Ok, am înțeles. Deci era un proiect, era ceva. Bun, rău, mă rog, vezi, eu nu zic, întotdeauna legea când o dai, nu poți să-ți dai seama de toate mărunțișurile de care o să te lovești pe parcursul ei. Dar acum... Ni s-a spus că facem o evaluare și după aia vom spune ce facem. Deci despre ce recalculare vorbim? Mai este mult până departe. Doamna Gherghina, suntem la finalul emisiunii, așa că vă rog să veniți dumneavoastră cu un mesaj pentru telespectatorii noștri. Păi, pentru că am început cu ziua Patriarhului, să încheiem ciclic
Și eu zic așa, să ne rugăm la Dumnezeu, noi românii, așa păcătoși cum suntem noi și la coada Europei cum suntem în multe privințe, să ne rugăm la Dumnezeu să ne treacă peste toate năpăstuirile astea și peste toate greutățile și să ne găsim liniștea și fericirea în lucrurile mărunte pe care le aveam noi și le găseam înainte și să trecem cu bine peste toate astea. Și în rest, Dumnezeu știe mai bine ce are de făcut cu fiecare. Eu vă mulțumesc pentru prezență. Și eu mulțumesc. Dragi telespectatori, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare alături de programele noastre. Vă doresc o seară și o noapte liniștite. La revedere!